Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu s-a certat cu ei de la balcon. Sigur, era și distanța de la balcon. E de-aia a avut curaj. A zis, fiecare ascultă muzica lui, care îi place lui, dar la el în casă. Și nu ne deranjăm unii pe ceilalți. Și culmea, mă, a mers. Adică, mă, s-a reușit să-l intimideze pe ăla. Dar altfel, relațiile cu vecinii, ce să spun, inundațiile sunt îngrozitoare. Cineva spune pe Reddit, vecinul de deasupra, zice, mă inundă în mod frecvent, ce recomandări aveți? Poliția zice că nu poate face nimic, primăria face cu acordul primarului, primarul nu vrea, șeful de scară e un idiot, cui să mă adresez? Și cineva îi dă o recomandare foarte bună, zice, fă-ți asigurare facultativă. Pentru că îți faci asigurare și când ești inundat de vecin, tu îți recuperezi banii de la asigurator și asiguratorul se îndreaptă împotriva celui care a comis... Exact, vecinul are o problemă. Da. Și vecinul brusc are o problemă și face asta o dată, face asta de două ori și a treia oară după ce este luat la bani mărunți sau chemat în judecată, are mai multă grijă. 0372-069-599. Aveți întâmplări cu vecini? V-ați certat cu ei? Cum ați rezolvat problemele? Da, ține experiențele. De ultima oară am avut probleme cu 15 ani când m-a inundat vecina. Hai să ne întoarcem cu povestea ta imediat. Ne întoarcem imediat. Și cu ale voastre, 0372069599. Mesaje multe, evident, cum se putea altfel. Telefoane imediat. Am și eu unul în bloc, zice un amic vechi, salutare, care pune muzică, știi ce i-am făcut? Am lăsat siguranța jos și am pus super glu pe ea. Mai ridic-o dacă poți. Cum adică? Nu recomandăm niciodată. Nu, lasă, nu ți explic. Cine înțeles, dar ideea e să nu faceți asta. Nu faceți asta. Eu nu recomand asta, chestia asta. Așa. Mădălina, bună dimineața. Bună dimineața. Bună. Noi suntem vecinii infractori. Așa, avem un câine, drept pentru care a fost o chestie care acum mi se pare amuzantă. Locuiesc în Popești, le ordin într-un complex de 8 locuințe și datorită reclamațiilor, poliția locală Popești a făcut o anchetă foarte frumoasă, a făcut cercetare la fața locului, a invitat chiar și vecinii martori și norocul nostru a fost că ceilalți vecini de treabă au spus că, virgulă, câinele nu latră chiar atât de rău. Chiar atât de rău? Deci tu ai un câine care stă în curte și latră toată noaptea și vecinii nu pot dormi vara cu geamul deschis. Noaptea, de la încolo de câine, că nu-i dau voie să stea în curte noaptea. Mai latră câteodată, na. S-au făcut două tabere în complex, tabăra stăpânilor de câini și tabăra celor care nu au câini. Mamă, ce e acolo? Da. Cocoș ai? Da, eu propun așa, când începe să latre, îl bagi imediat în casă și el poate să latre în casă cu tine acolo cât vrea, că nu, cât te, adică nu deranjează pe nimeni. Dacă pe tine nu te deranjează, nu deranjează pe nimeni. Și ai rezolvat problema. Mădălina, îți mulțumim. Ovidiu, bună dimineața. Bun, Ovidiu. Bună dimineața. Salutare. Pentru început, pentru vecin a fost eu problema. Da. Era, locuiam la curte. Da. Și aveam copii care se jucau ca și copii ziua. Făceau zgomot. Și vecinul... Da, făceau zgomot. Acum copii. Da. Iar vecinul, ca să se... să mă determine să bag copiii înăuntru, își golea dejecțiile cool. pe grădină. Cum? Serios? Adică arunca serios? În grădina lui? În grădina lui, n-am zis nimic, că l-am rugat frumos. Ascultați-mă, vecine, dacă vă udați grădina cu dejecții, nu mă deranjați așa de tare. Nu o faceți când eu sunt în curte sau când am musafir. Dar de ce făcea? Totul adică zicea că îngrășământ sau ce? Da, da. Totul a fost până la un moment dat când și-a luat dejecțiile și le-a aruncat peste gard, pe filigorie la mine și peste tot ce era în filigorie. Ce este filigorie? E un foișor. Aha. Nasol. Și ce ai făcut? Ai sunat la poliție? Ce s-a întâmplat? Am rugat, n-am vrut nici să-l ardă rău. I-am spus că protecția, dacă chem mediul, l-amendează 100 de milioane. Știam, cunosc legea. Am vrut să fiu cât mai amabil. Și? Am sunat la poliție, a venit cineva să constate, l-am rugat să nu-l amendeze. N-am vrut să-i fac rău, că e un om în vârstă. I-a dat termen în 2 săptămâni să curețe. Desfințeze. Să desfințeze toaleta care avea afară. Și a de făcut unde asta? Da, a făcut-o. Da, asta e. Măcar ai rezolvat până la urmă cu ceva. Dan, bună dimineața! Bună dimineața!
Bună dimineața, Dan din Constanța. Neața, Dani. Salut, Dani. Să trăiți, vă așteptăm la mea aici la mare. Vezi. Domnilor, exact aceeași problemă. Eu am înțeles acum că animalele astea au drepturi mai mari decât oamenii. După cât am umblat să încerc să-l dezdetermin pe vecinul să... Dom'le, i-a spart casa, se folosește de chestia asta și și-a luat un câine, lup, pe care îl ține numai în spatele casei, lângă geamul meu de la dormitor. Și la timp, mai dor cu geamul pe batan. Da. Și domnule, la trenul stop. Domnule, dar știi cum, că lătratul e una. Că și eu am un câine care latră numai când vine cineva la poartă. E, ăsta în spatele casei, dacă nu vede decât pereți, domnule, urlă, face ca ambulanța. E distracție cu ea. Și vecinul ce zice? Vecinul zice, domnule, sunt la mine în curte, știi că am avut belea, n-am ce zic. M-am dus la poliția locală. Cei de la poliția locală zice, domnule, zice, te adresez o cerere către primar ca să ne pune pe noi în mișcare. Da. Așa. După aia m-am dus și la Poliția Națională. Ăia zice, te uiți pe gard și faci o poză la câine. Dacă poți și cu sunet înregistrezi și dacă poliția locală nu te satisface cu asta, atunci intrăm noi în acțiune. Da. Și asta urmă, este. Deci nimeni nu se implică. S-a terminat cumva sau? Ce anume? Dacă ai rezolvat problema. Nu, domnule, dragă, cum să rezolv? Nu are nicio treabă. Colac peste pupăză și-a mai luat doi acum. Mama disperată. Mulțumim tare mult, Dan. Marcel, mai avem fix jumătate de minut, te rog. Bună dimineața. Neața. Salut. Locuiesc, am o casă de vacanță lângă Ploiești și cu privire la muzică, am un vecin care este asistat social. Lui urlă muzica non-stop. Și spuneați mai devreme să chem poliția. Chem poliția comunitară. Da. Masa de asistat social sunt votanții primarului. Și asta e adevărat. Poliția comunitară care este subordonată tot primarului, cum ar fi să vină să-i dea în cap ăluia? Da, din păcate. Nu le vorbește frumos cu el, le strânge mâna, pleacă și ăla urlă în continuare. Da, cam așa. Da. Mulțumim pentru telefoane, mulțumim pentru mesaje. Mai am un mesaj, n-avem timp să-l difuzăm pe tot, dar îmi place cum începe. Neața, băieți. Mai puțin ție, Luca, că te luat de rapidul. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.